Astra Giurgiu a mai făcut o victimă în Liga 1. Cu tempo în zi de grație, alb-negri au câștigat în Giulești cu 2-0, declanșând războiul între galeria Rapidului și conducerea clubului. Primul gol a căzut după jumătate de oră de joc, în urma unui contraatac coordonat de Di Stefano, care a pasat în adâncime, iar Tembo, venit în viteză pe culoare, a preluat și l-a învins pe portalul Rapidului cu un șut plasat. Gazdele au încercat să revină în joc, însă n-au reușit acest lucru nici în actul secund, deși l-a schimbat pe Goga cu Ioniță. Lovitura de grație avea să fie dată tot de zambianul Tembo, care în minutul 69 a împins mingea plasă după o bâlbâială defensivei giuleștene. Nervii au spus și ei cuvântul, Ioniță plecând mai devreme la cabine după ce a primit din partea arbitrului cel de-al doilea cartonaș galben. În urma acestei victorii, Astra Giurgiu a urcat pe 2 cu 27 de puncte, în timp ce Rapidul rămâne cu 19 puncte și este la numai 4 puncte de retrogradare. Următorul meci al Astrei va avea loc sâmbătă de la ora 19 la Giurgiu contra formației Petrolul Ploiești.